strategiile. Ce se întâmplă, Andreea, de acum, de când Congresul Gata s-a terminat, Congresul care a blocat toată țara? Da, bun găsit, premierul Florin Câțu și noul președinte al Partidului Național Liberal a venit în direct la Antena 3 pentru că de acum se resetează totul. Bună seara, domnule premier, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația din nou să veniți. Acum sunteți și oficial președintele Partidului Național Liberal. Ce se întâmplă? Cum resetați din acest moment? Toți ochii sunt pe dumneavoastră, pe partidul de la guvernare și așteaptă rezultate într-un final. Bineînțeles, și e normal să fie așa, pentru că de asta ne-au votat românii, să avem rezultate. Ați văzut că nu am schimbat nimic din programul de guvernare, chiar după ce au plecat colegii din guvern. Aceleași proiecte rămân, eu vreau să le accelerăm. Vom merge în Parlament sau ordonanțele, toate vor fi legate de ceea ce am spus până acum. Din acest punct de vedere, nu se schimbă nimic. Bineînțeles că este o echipă nouă. Va fi o echipă nouă, mâine se votează echipa nouă și deci mai avem de muncă a Partidului Național Liberal cu un obiectiv clar, alegerile din 2024. Trebuie câștigate toate. Și mai mult de atât vreau să recâștigăm primăriile Timișoara, Brașov, Alba, de sector în București, Bacău, de sector, că și acolo e un Bacău, e adevărat, userist, e adevărat, Bacău, toate primăriile de sector din București și primăria generală cu membrii ai Partidului Național Liberal. Țin foarte mult la acest lucru, avem 3 ani de zile să pregătim oamenii, nu avem nicio scuză să nu avem oameni, membrii ai Partidului Național Liberal în 2024 să candideze pentru aceste funcții. Domnule premier, de ce vă credeți Superman? Că am văzut că ați postat din nou. Era o glumă. Eu sper că a fost o glumă apreciată. Era doar o glumă pentru că s-a făcut așa de mult caz de acel filmuleț. Era normal să revin astăzi cu acest lucru. Cu acest L-ați mai pus odată. Da, dar este o glumă. Sper că s-a înțeles că e doar o glumă și nimic altceva. V-a sunat președintele Klaus Iohannis să vă felicite acum că... Știți foarte bine că nu discutăm despre discuția mea cu domnul președinte Klaus Iohannis și nu, președintele Klaus Iohannis nu se implică în politica partidelor din România. În acest moment sunteți președintele PNL. Aveți responsabilitatea creierii acestei majorități, pe care acum nu o aveți. Aș vrea să le spuneți celor de la USR cum îi așteptați alături de dumneavoastră. Ce mesaj le transmiteți? Eu am spus foarte clar. Noi rugăm să vină la guvernare, dar îi așteptăm la guvernare. Doar o singură condiție. Să rupă alianța cu AUR și bineînțeles cea pe sumasă cu PSD, pentru că acea moțiune nu poate să treacă decât împreună, dacă această alianță USR-AUR-PSD merge mai departe. Cât timp această alianță există în Parlamentul României, nu putem să stăm de vorbă. Ce înseamnă să rupă această alianță cu AUR? În primul rând, au acea moțiune de ce? Exact, să retragă moțiunea. Să retragă moțiunea pentru că este o moțiune împotriva propriului guvern. Și dacă vrem să mergem mai departe, noi nu folosim metodele lui Dragnea să ne dăm jos propriul guvern. Deci le cereți să retragă moțiunea? Le cerem să retragă moțiunea. E o zi importantă pe 28. Luni, dumneavoastră semnați PNRR-ul da. În linie dreaptă. Marți, Curtea Constituțională decide ce se întâmplă cu această moțiune. Da, este un conflict juridic pe care am sesizat Curtea Constituțională. Eu cred că vom avea câștig de cauză. Voi cere, bineînțeles, ceea ce am spus și data trecută public, demisia celor doi președinți ai Camerei Senatului și Senat și de Camera Deputaților, după dacă Curtea Constituțională îmi va da dreptate. Dacă nu vă dă dreptate și merge moțiunea, așteptați atunci ca USR-ul să-și retragă semnăturile? De asta vă eu întreb, ca să înțelegem cum porniți discuțiile. Eu cred că USR este un partid pro-european, un partid care respectă valorile europene, un partid care nu va sta niciodată, dar încă este acolo, dar cred că va merge până la final cu o alianță cu AUR, un partid extremist, un partid care este împotriva vaccinării, un partid care are mesaje antisemite. Și în același timp nu cred că va sta lângă PSD, pentru că fără voturile PSD nu poate să dea acest guvern jos. Dacă USR dă propriul guvern jos cu voturile PSD și cu AUR, atunci vă spun că va fi complicat să mai avem vreodată vreo colaborare cu cei de la USR. Și dumneavoastră s-ar putea să aveți nevoie de voturile PSD ca să vă treceți unele lucruri dacă nu le aveți voturile USR. Vedeți vom, cum e? Vom negocia în Parlamentul României și vom vedea la momentul respectiv, dar eu vă spun că nu facem alianțe cu nimeni.
cum vor porni aceste discuții? Vă întreb pentru că astăzi purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, după ce noi am dat pe surse acea informație pe care o aveam, că dumneavoastră aveți semnale că se poate reface coaliția cu cei de la USR Plus, Moșteanu a venit și a spus, fără Câțu. Vrem în guvern, dar fără Florin Câțu, premier. Vă spun că nu, Partidul Național Liberal nu acceptă ca niciun alt partid să-i spună pe cine să propună premier când este cel mai mare partid dintr-o coaliție sau cine să câștige la Partidul Național Liberal, cum așa nici noi nu le spunem celorlalți pe cine să-și numească, pe cine să-și aleagă și așa mai departe. Deci noi rămânem consecvenți a ceea ce am spus până acum. Partidul Național Liberal este cel mai mare partid de opoziție și pentru a guverna noi vom da premierul României, iar premierul României este președintele Partidului Național Liberal. Și de asta insist, pentru că nu înțeleg cum porniți această reîncercare de coagulare. Așteptăm rezultatul votului de la USR Plus, pentru că eu cred că acestea sunt declarații politice. Și acolo sunt două tabere. Există o sancționare, așa o interpretez eu, a unei echipe după ce au ieșit la guvernare. Am văzut un vot surpriză acolo. Haideți să așteptăm rezultatul votului și după aceea va fi un președinte legitim și vom discuta cu acel președinte. Dan Barna, l-ați avut mâna dumneavoastră dreaptă, că era vicepremier. Cu cine ați discutat mai bine? Cu Dacian Cioloș sau cu Dan Barna? Cu amândoi. I-am respectat și am discutat cu amândoi la fel. Erau doi compreședinți, aceeași informație o prezentam amândouă ora, de fiecare dată. Deci așteptați să treacă și Congresul USR, așteptați să vedem ce spune și Curtea Constituțională săptămâna viitoare. Da. Dar în același timp guvernăm. Nu, în același timp guvernăm. Deci nu așteptăm în ceea ce privește politic. Dar până atunci vom veni cu, sper să fie gata, săptămâna viitoare, ordonanța cu plafonarea prețurilor pentru la energie. Revenim cu niște măsuri pe care le-am avut anul trecut în pandemie, chiar poate și prelungirea șomajului tehnic, este Kurzarbeit, este în desfășurare. Sunt mai multe măsuri. Vă gândiți la prelungirea șomajului tehnic acum că intrăm din nou? Da, este posibil, dar eu nu vreau să introducem restricții. Șomajul tehnic are sens doar atunci când există, când închidem economia, când sunt companii închise. Dar am revenit cu acea măsură, de exemplu, pentru a plăti o parte din venit părinților care stau acasă când școlile sunt închise, de exemplu. Copiii trebuie să stea acasă, stau și părinții cu ei și atunci avem acea măsură cu care am revenit. Deci ne vom uita la aceste măsuri dacă este nevoie de ele în perioada următoare. Este foarte important să lămuriți aceste lucruri pentru că vedem, cresc numărul îmbolnăvirile de COVID-19, avem mai multe măsuri care intră în vigoare și dumneavoastră ați spus că vă gândiți ca, de exemplu, carantina de weekend să nu se aplice celor care sunt vaccinați. Este deja, am dat hotărârea de guvern care spune acest lucru, carantina nu se aplică celor care sunt vaccinați. Celor care sunt vaccinați. Și au apărut de aici, asta voiam să continui, controversele, spun că se simt discriminați, au venit cei care spun că ar fi trebuit să dați lege, că v-a spus Curtea Constituțională că nu puteți printr-o hotărâre de guvern și ne așteptăm la un blocaj, atacuri în contencios. Vom merge, ok. Oamenii pot să atace, dar aici eu vă spun că vorbim de sănătatea românilor și eu nu fac compromisuri. Vom merge și în Parlamentul României, dar câteodată trebuie să iei decizii foarte repede și acesta este una dintre decizii. Vom merge și în Parlament cu proiect de lege pentru astfel de legi, astfel de măsuri, dar ele trebuiau luate acum. Unele dintre ele erau nevoie de ele pentru că oamenii aveau nunți în weekend și trebuiau să și le țină și botezuri, activități. Mai erau, bineînțeles, era acea măsură cu care n-am fost de acord niciodată, dar de a închide modurile la ora 6, acum am scos-o și pe aceea când depășeam 4 la 1000. Pentru carantină, mie mi se pare normal ca cei vaccinați să nu fie penalizați într-o astfel de situații, dar, bineînțeles, sunt sigur că sunt și oameni care nu sunt de acord. Soluția e simplă, să se vaccineze. Deja ați dat acea ordonanță prin care cei care lucrează în centrele sociale sunt obligați fie să se vaccineze, fie să se testeze pe banii lor. Ce faceți cu celelalte categorii? Pentru că și aici este o mare discuție și controversă cu medicii, cu profesorii. Vă gândiți să extindeți această măsură? Aici, da, vom merge în Parlamentul României cu un proiect de lege. Vedeți, ne mirăm că nu se vaccinează populația, dar când ai 30% sau 40% dintre medici, cadre medicale care nu s-au vaccinat și ai iarăși în rândul cadrelor didactice tot 30-40% care nu s-au vaccinat, este clar, oamenii se uită la medici, dacă nu se vaccinează poate că e ceva. Și atunci e important ca medicii să fie un exemplu. Eu în toată această perioadă am fost prin țară și am vizitat centre de vaccinare. M-am întâlnit cu reprezentanții cultelor. I-am pus împreună reprezentanții cultelor cu cei de la
SSP, cu cei cu medici de familie, să meargă prin cu caravane prin sate. Am avut campanii de comunicare, am fost și într-un videoclip încercând să-i fac pe oameni să se vaccineze. Au fost campanii de la Romanian Business Leaders, pe care împreună le-am făcut pentru a se vaccina românii. Au fost multe astfel de campanii și în același timp vaccinul este gratuit. Am încercat să le arătăm românilor că este singura soluție să trecem pandemia. Facem mai mult dacă este nevoie, dar, repet, atunci când 40% dintre medici nu sunt vaccinați și 40% dintre profesori, oamenii la care acele categorii profesionale unde oamenii se uită pentru exemplu, mesajul este complicat. Și peste asta mai adăugăm și coaliția între USR și AUR, care iarăși, eu spun că are un efect negativ pentru campania de vaccinare. Și totuși criticii dumneavoastră și nu numai, și cei care vă plac au spus că poate dumneavoastră și președintele Klaus Iohannis ați greșit când ați vorbit prea mult de relaxare, prea mult de măsuri și toată lumea a crezut că e bine. Și tocmai de aceea s-ar fi dus în jos vaccinarea. Nu, eu nu văd aici o legătură. Românii au avut, am avut verde, perioada, am stat în România, a fost zonă verde până acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni, când era valul 4 cam peste tot prin Europa. România a fost în zonă verde. Nu este nicio legătură între cele două, dar ce este important este să înțelegem că dacă vrem să, și am spus, și toată vara am spus, intensitatea valului 4 depinde de noi. Dacă ne vaccinăm, va fi un val 4 mai mic. Dacă nu ne vaccinăm, va fi un val 4 mai mare. Până la urmă, decizia este și la cetățeni. Trebuie să vă gândiți că aceasta este o guvernare liberală. Nu este o guvernare care vrea să impun. Nu vreau să impun lucruri românilor să le facă. Le arătăm beneficiile, le arătăm riscurile, le arătăm costurile, dar până la urmă vreau ca românii să decidă pentru propria viață. De aceea eu am spus că vaccinarea obligatorie este ultima variantă. Și aș vedea-o într-un context pentru cadre medicale, pentru că atunci când mergi la spital, ți se cere să faci un test, ca să nu îmbolnăvești pe altcineva în spital. Mi se pare normal ca și cadrul medical care te tratează să fie supus aceluiași regim. Deci spre asta mergeți. Da, spre aceasta mergi.